Străzile Călărașului sunt într-o continuă reabilitare, iar cetățenii sunt cumva deranjați de praf, de gălăgie, iar spațiile verzi tot timpul sunt colorate. De aici pleacă culoarea, de aici din seră. Da, așa este. Încep până am cer scuze încă o dată cetățenilor din Călăraș pentru că încercăm să diminuăm acest disconfort, iar acest disconfort încercăm să-l diminuăm și prin aceste flori pe care le producem aici, pentru că lucrăm și în seră. Le mulțumesc oamenilor care sunt implicați aici în seră, pentru că avem peste 15 specii de plante pe care le folosim, nu plătim, nu cumpărăm flori și le producem aici din sămânță proprie an de an pentru a face economie și a face altceva cu acești bani, dar acest lucru se datorează doamnei director Brânză, care este lângă mine și poate să vă spună mult mai multe, deoarece dânsa se ocupă de această seră, ea răspunde de acest lucru și îi mulțumesc că se ocupă îndeaproape de aceste minunate flori. Cumva vă invidiez că aveți o meserie atât de frumoasă, pentru că creați culorile curcubeului în orașul nostru. Mulțumesc frumos de aprecierea pe care mi-ați făcut-o. Nu aș fi putut să fac așa ceva dacă nu aș fi fost alături de colectivul serviciului, împreună cu șefii de servicii și, în ultimul rând, cu muncitori. Ce pot să vă spun? Am început campania de primăvară 2023. Ajungem și vom planta în municipiul Călăraș peste 150.000 de fire de flori. Florii pe care, exact cum v-a spus și domnul primar, sunt produse de noi, nu am cumpărat. Deja am început în Parcul Central plantările. Suntem în grafic și consider că până înainte de Paște, cu o săptămână, cred că voi termina și intrările în municipiul Călăraș. Și cât de cât, exact ce a spus și dumneavoastră, schimbăm puțin culoarea datorită disconfortului, exact ce ați spus, din cauza drumurilor. Dar și drumurile trebuie să așteptăm. Nu așteptăm și floarea la fel. Dacă nu aștepți, sunt flori bienale care 2 ani până în vegetație, deci totul este cu răbdare. În seră, suprafața nu este extraordinar de mare, este în jur de 980 de metri pătrați. Vreau să vă spun și mulțumesc conducerii primăriei municipiului Călăraș și domnilor consilieri care au votat și cei care nu au votat pe cheltuială de capital în cadrul serviciului de am putut să achiziționăm centrala termică. Pentru că dacă nu am fi avut acordul și banii necesari, nu am fi putut anul acesta, în primăvara aceasta și în vara 2023, să putem să realizăm aceste minunate flori. Ce s-ar fi întâmplat dacă nu reușeați să... Nu, totul s-ar fi cumpărat la niște prețuri extraordinar de mari. Am fost în cadrul Consiliului Local, am explicat, am fost înțeleasă, dar nu chiar de toată lumea, dar mulțumesc foarte mult conducerii și consilierilor care au și votat și cei care nu au votat. Pentru că în momentul când se plimbă prin parc și văd florile, probabil poate vor avea vreo remușcare. Cât este de greu să aveți grijă de toate aceste ghivecele, toate aceste floricele? Ca să pot să vă spun, tehnologia este destul de complicată, de la sămânță până ajungem, cum ați văzut și dumneavoastră în parc, este o întreagă tehnologie la care semănăm și după aia repicăm de 2 ori. Este foarte, foarte multă muncă. Tot ce vedeți aici în seră este realizat cu 13 femei. Deci, v-am 13 spus, flori. 13 flori alături de 150 în primăvară și în vară, iar am zis că vom depăși 200.000 de flori.